Bună, bine te-am găsit! Iată că a venit o zi foarte importantă din 2024. Astăzi avem un eveniment important. Este vorba de intrarea lui Jupiter în Gemeni. Va sta acolo până pe 10 iunie 2025. Deci, iată, aproximativ un an în care avem energie, forță, încredere să facem multe, multe schimbări. De câte ori vorbim despre Jupiter, ne referim și la tot ce înseamnă abundență, la tot ce înseamnă oportunități, șansă, încredere, curaj. Însă, în același timp, avem în vedere și cealaltă parte, vulnerabilitatea sa, excesul de zel, exagerările și știți cum este, Jupiter are partea aceasta de dublu standard, îl reprezintă pe Zeus, iar Zeus îi învăța pe toți cum să trăiască, le dădea legi, iar el le încălca, na, pentru că el considera că el are voie să le încalce. Și pentru că Jupiter este, iată, planeta care expandează absolut totul, intră în Gemeni, arhetipul Gemenilor vorbește despre schimbare, despre multiplicare, despre diversitate, despre foarte multe lucruri ce țin de fluctuații. Da? Deci, iată, vine un an în care vom ciuguli din mai multe domenii, vom încerca să inovăm, să schimbăm, să gândim, să învățăm, dar pe de altă parte s-ar putea să fim și puțin superficiali. Acest tranzit îi va ajuta foarte mult pe cei care au marcaj de Gemeni în harta natală, dar și pe ceilalți, iată, care au marcaj mutabil. Vorbim de fecioară, săgetător și pești.